De ziua Poliției Române, Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a prezentat cetățenilor tehnica din dotare. Cei mai încântați au fost copiii. Mi-a plăcut când am intrat înăuntru și am văzut vitezele, stația de vorbire, accelerația. De dragul mașinilor și al motocicletelor, cei mici s-au hotărât să urmeze o carieră de polițist după terminarea școlii. S-ar plăcea să fii și tu polițist? Da. Da. Să beneficiezi de tehnică, da? Da. Acțiunea de astăzi a marcat 194 de ani de la înființarea Poliției Române. Cu ocazia aniversării a 194 de ani de la atestarea documentară a Poliției Române Moderne, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj se efectuează o prezentare a tehnicii din dotarea Poliției Gorjene. Vor fi distribuite materiale și pliante cu caracter informativ-preventiv și în final va fi prezentată o expoziție de pictură din cadrul salonului Arte Mici din Motru. Mașinile și echipamentele de poliție au fost expuse în piața prefecturii din Târgu Jiu.